Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect cu care poate nu ne confruntăm în mod direct, însă are un impact la sigur major asupra vieții noastre cotidiene. Mă refer la faptul că suntem la începutul lunii februarie, iar cu părere de rău, bugetul municipal pentru anul 2017 așa și nu a fost aprobat. Vom încerca să vedem care sunt cauzele, pentru că acest buget încă nu este aprobat și vom încerca să aflăm și de la experți economici care pot fi consecințele pentru concetățenii noștri. Acest aspect vom încerca să-l discutăm împreună cu colegul Nișcen, cu consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara! Domnule Onișcencu, haideți să începem de la un aspect foarte solicitat, bănuiesc, și de telespectatorii noștri. Ziceam și la introducere că suntem la începutul lunii februarie și, cu părere de rău, nu avem încă bugetul. Care sunt cauzele? De ce se tărăgânează atât de mult? Cu părere de rău, putem constata că angajații de la primărie municipiului Chișinău, și anume la Direcția Finanță, ultimii ani de zile, practic, ignorează respectarea normelor legale, care spune foarte clar că proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să fie prezentat spre aprobare numai târziu de luna octombrie anului precedent. Cu părere de rău, acest termen nu se respectă. Mai mult ca atât, noi la ședința Consiliului Municipal Chișinău, eu personal am avertizat conducerea direcției, dacă pe viitor nu va respecta legislația în vigoare, nu va respecta normele de aprobare a documentului regulatoriu, cum este bugetul municipiului Chișinău, o să propunem destituirea din funcție pentru aceste încălcări grave. Fiindcă, vă dați seama, deja suntem în luna februarie, dar bugetul de-abia este propus spre aprobare. Mâine va avea prima ședință spre examinarea acestui document important. Și evident că noi și tot orașul, tot capitala țării, oamenii trebuie să știe cifrele de referință, planurile municipalității, care sunt prioritățile pe anul care vine. Și de aceea fracțiunea Partidului Socialiștilor întotdeauna a insistat ca, în primul rând, să fie transparent, într-al doilea rând, banii publici, cheltuielile banilor publici să fie justificate și argumentate, deoarece suntem martori cum a unei ineficiențe din partea primăriei și a echipei lui Chirtoacă, ineficiențe totale în administrarea drepturilor și intereselor municipale, ceea ce aduce pagube enorme municipalității, care practic putem spune sute de milioane de lei. Haideți să aflăm și punctul de vedere a domnului Ungureanu. Domnule Ungureanu, cum se poate de activat în lipsa unui buget aprobat? Trebuie să înțelegem foarte clar, bugetul primăriei, bugetul unei entități atât de mari precum este municipiul Chișinău, nu este doar un document care ne va spune câți bani se vor duce spre plățile sociale, câți bani se vor duce într-o anumită direcție sau în alta. Este în primul rând un document cadru, un document în baza căruia se pot stabili anumite politici economice, deci care vor fi taxele locale care vor fi percepute de la acei agenții economici care activează, care vor fi anumite plăți care sunt obligatorii. Deci să înțelegem un lucru foarte clar, că inadaptarea sau inexistența acestui buget pune sub semnul întrebării încă foarte multe alte aspecte ale acestei întrebări. Deci mulți din agenții locali nu pot să-și facă bugetul. Ei bine, nu este chiar atât de mult, nu chiar atât de mult variază acesta, deci la câteva procente, dar oricum este important dacă vorbim că per total nu se cunoaște care vor fi sumele care vor fi percepute și unde aceste sume se vor duce, pentru că iată, abia acum, după cum se știe, se vor începe discuțiile pe baza acestui document. Deci lipsa unui buget înseamnă că nu ne putem planifica foarte bine acele cheltuieli publice pe care le avem. Și aici iarăși vor fi puse sub lovitură entitățile de stat, așa instituții publice precum grădinițele, spitalele municipale, școlile, deci tot ceea ce depinde de municipalitatea locală. Deci aceste instituții nu vor putea avea un buget foarte clar, foarte aprobat, iar și vor întârzia licitațiile publice. Și din această cauză apar și anumite, hai să spunem, carențe în calitatea acestor licitații publice. Iată de ce a apărut acel scandal cu bucatele care erau alterate, care erau livrate grădinților.
Pot fi multe cauze aici. Putem spune că e neglijență, putem spune că e corupție, dar o bună parte din acestea este și din cauza întârzierii și a anumitor licitații care trebuie făcute repede. Deoarece bugetul a fost aprobat foarte curând, trebuie repede acești bani duși, pentru că dacă nu vor fi cheltuiți, banii se vor lua. Deci sunt foarte multe lucruri și probleme care încep. Domnule Onișcencu, știu că Partidul Socialiștilor a venit cu această întrebare de ce se trăgânează adoptarea bugetului și prezentarea lui, de fapt, mai întâi și discutare. Care au fost argumentele? Ce se invocă? Până la urmă, care sunt impedimentele reale? Vreau să vă spun, dacă fracțiunea Partidului Socialiștilor nu era să insiste la factorul de prezentare la timp bugetului, nici varianta asta care o avem la ziua de azi nu era, avea să fie pregătită. Deoarece noi deja am descoperit mișmașurile cu care se folosesc liberali, Partidul Liberal și anume primarul Dorin Chirtoacă, care intenționat, vreau să atrag atenția, folosește pârghiile de redistribuire a banilor publici prin dispozițiile sale. Nu conform prevederilor celor care se aprobă în Consiliul Municipal Chișinău, așa cum prevede legislația în vigoare. Dar, practic, vedem că zeci de dispoziții primarului capitale care ia banii de la o direcție și le trimite la altă direcție. Și, practic, vreau să constatăm că pentru primarul Chirtoacă și Partidul Liberal, aprobarea la timp bugetului municipal nu este convenabilă, deoarece nu pot face toate șmecherile care e practic permanent. Și noi acum vă dați seama dacă la comisie ieri când s-a propus varianta bugetului, un alt proiect de decizie suna cu privire la aprobarea volumelor de lucru efectuate în anul 2016 către Direcția Locativ Comunală. Adică noi ne aflăm în luna februarie 2017, dar ei vin cu aprobarea volumelor efectuate în spate pe 2016 și vor ca noi să legalizăm aceste cheltuieli care nu erau absolut transparente, care nu erau preconizate. Și noi, sigur că noi am respins aceste inițiative și am spus că, dragii mei, noi nu vom accepta ca să legalizăm cu aprobarea proiectelor de decizie banilor care deja au fost cheltuiți. Practic, primăria astăzi cheltuie sute de milioane de lei și pe urmă vine în fața Consiliului și cere aprobarea acestor cheltuieli. Iar că asta, practic, e reale care le avem la ziua de azi. Și este un dezastru total, fiindcă este în primul rând încălcată legea despre bugetul public, legislația în vigoare care expres prevede că toate cheltuielile, toate alocările și direcțiile spre finanțare sunt aprobate doar prin decizia Consiliului Municipal Chișinău și nu de altcineva. De aceea, practic, putem constata că Direcția Finanță, împreună cu Primarul General, folosește în mod abuziv, deci apartenența sa la conducerea primăriei și nu conform prevederilor care sunt stabilite de Consiliul Municipal Chișinău, dar la discreția sa personală și intereselor de partid, cheltuie banii publici din bugetul municipal. Asta este realitatea și toți chișinăuni trebuie să știe lucrul ăsta. Fiindcă, vă dați seama, dacă noi am aprobat pe anul 2016 alocarea finanțării la mai multe proiecte investiționale, banii care nu au ajuns în realitate și au fost cheltuite de Chirtoacă cu totul pe alte destinații. Da. Domnul Ungureanu, specialiștii estimează că deficitul bugetului municipiului Chișinău pentru 2017 poate ajunge la 450 de milioane de lei. E așa și dacă e așa, de unde vor fi acoperiți aceste mijloace financiare? Deci să începem cu prima parte a întrebării. Da, este un deficit mare, un deficit prognozat la circa 450, chiar poate depăși această cifră. Un deficit care la momentul de față este încă foarte greu de estimat, pentru că, cum a spus și domnul consilier, multe din documentele, multe din proiectele primăriei nu sunt transparente. Deci pentru a avea acces la ele este foarte greu. În primul rând, foarte mult din acestea nu sunt pe site-ul primăriei, deci așa cum prevede legea transparenței. Pe de altă parte, multe din aceste proiecte, nici chiar la cererile specialiștilor, ele nu sunt livrate.
date, nu sunt date care sunt cheltuielile, care sunt condițiile tehnice, deci ce s-a îndeplinit. Este foarte greu de verificat, deci merg pe principiul că trebuie să ne credeți pe noi, că noi știm ce e ce facem, dar realitatea demonstrează altceva, că ei nu știu chiar bine ce fac, deoarece foarte mulți bani sunt cheltuiți nu conform destinației. Iar dacă să stăm să ne uităm care sunt sursele acestor pierderi, sursele acestor deficite, păi vedem că una dintre cele mai mari este regia transport electric, care anual înregistrează un deficit bugetar foarte mare. Deci ce înseamnă aceasta? Diferența dintre veniturile și cheltuielile companiei anual este în creștere. Și nu merge vorba despre câțiva zeci, dar merge vorba despre milioane și chiar zeci de milioane de lei, care sunt bani din banii noștri publici care trebuie plătiți. Și aici apare sigur că întrebarea, deci ce se întâmplă cu managementul acestei instituții? De ce o întreprindere municipală, o întreprindere de stat care până la urmă se finanțează din cadrul banilor noștri tuturor, este administrată prost, pentru că dacă an de an aceasta este are cheltuieli mai mari decât veniturile, are pierderi, se pune logic întrebarea, ce face managementul acestei întreprinderi? Iar observăm că de mai mulți ani, de peste 10 ani, dacă nu greșesc, poate domnul consilier știe mai bine, conducerea acelei întreprinderi a rămas aceeași, deci în persoana intactă directorului, da, care realizează aceeași politică. Și dacă observăm că politica este greșită, atunci trebuie să schimbăm ceva. Iar faptul că nu se schimbă, deci rezultă că este o cârdășie a puterii împreună cu aceasta. Un alt lucru care aș vrea aici să-l amintesc, că veniturile care vor acoperi acest deficit nu sunt foarte clare, pentru că primăria iarăși nu are o politică foarte bine stabilită și dacă ne uităm an de an care au fost elementele care au generat venituri în primăria Chișinău, nu există o stabilitate a acestora, nu există nicio linearitate, deci nu putem face nicio extrapolare, să spunem că iată, vom avea venituri de pe urma vânzării terenurilor de teren sau de pe urma parcărilor sau alte lucruri. Deci sunt niște lucruri foarte, deci se relevă, dacă stăm să analizăm cifrele foarte concret, se relevă o discrepanță totală între ceea ce se propune și ceea ce se realizează în cadrul primăriei. Dacă aceste ordine de idei vreau să adaug că în baza insistenței fracțiunii Partidul Socialist în Consiliul Municipal Chișinău, în 2016, noi am insistat ca toate terenurile publice să fie vândute doar prin licitație. Până la urmă, noi am aprobat regulamentul, până la urmă am aprobat toate actele regulatorii care erau necesare pentru pornirea procesului de licitare terenurilor, și doar o rămas ca executivul deja să vină cu un program de terenuri care va fi licitate. Până la ziua de azi, această chestiune nu a fost îndeplinită categoric. Dar în bugetul din 2016 deja erau planificate niște venituri de la licitarea terenurilor publice. Și adică noi înțelegem că pentru municipalitatea nu este cointeresat ca aceste terenuri să fie vândute, mai bine furate. Cum vedem ultimul timp, ați auzit, peste 24 de terenuri fost pur și simplu furate, înstrăinate prin scheme Raider. Și vreau să spun că situația este una jenantă, deoarece, cu părere de rău, dacă să credem, uite, suntem într-o capitală a unei țări europene, dar în cadrul executivului primăriei nu există nicio instituție care să lucreze foarte intensiv asupra dezvoltării economice a municipalității. Noi avem o direcție care se numește Direcția Relației Economiei și mai departe, care practic se limitează doar la ceea ce pregătește proiect de decizie privind darea în locațiune a unor imobile. Da, niciun fel de economie, dezvoltare, atragerea investițiilor, să vină cu niște propuneri clare privind mărirea bugetului municipal, deoarece practic, conform tuturor statisticilor, putem declara că peste 60% de potențialul economic a țării este concentrat în municipiul Chișinău. Și aici este o rezervă enormă pentru... Care ar trebui valorificată. Da, valorificată pentru creșterea bugetului. Fiindcă vă dați seama, dacă bugetul practic este un auster și nu acoperă acele cheltuieli care le avem la ziua de azi, ne mai vorbim de dezvoltare, atunci se pune întrebarea, cine gestionează și cât de prost gestionează acest oraș? Fiindcă noi nu vedem nicio inițiativă nouă, nicio propunere de dezvoltare, niciun program clar de dezvoltare. Toate direcțiile care sunt în cadrul primăriei, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, să știți, niciuna nu vine
cu un program de dezvoltare pe scurtă sau lungă durată. Pur și simplu, ei se limitează la nivelul. Ni s-au alocat 300 de milioane de lei, ne gândim cum le cheltuim și restul nu ne interesează. Ia care este abordarea la ziua de azi. Vă dați seama ce de primitive. Domnule Ungureanu, vreau să rămânem un pic în albia aceeași probleme discutate referitor la deficitul bugetar. Cu permisiunea dumneavoastră o să citez poziția oficială care zice că deficitul bugetar va fi acoperit din vânzarea activelor fixe, surselor externe, precum și a surselor interne de finanțare. Haideți să vă rog să ne deschideți un pic parantezele. Ce ar fi însemnând toată treaba asta pe limbajul cetățenilor care ne vizionează la această oră? Da, deci, după cum ați observat, folosesc uneori niște șireplicuri, niște limbaje așa mai ascunse, care par frumoase, dar toate acestea înseamnă un lucru foarte simplu. Deci, acele active care le are primele care vor, din care se presupune că va fi acoperit deficitul bugetar, sunt terenurile, clădirile, deci tot ce dispune primăria, municipalitatea sau sectorul acesta intravilan, deci care poate fi vândut transparent sau mai puțin transparent, așa cum s-au format deja aceste scheme, deja le cunoaștem. A doua sursă care este menționată, aceea de a finanțărilor externe, presupune acele finanțări care vin din partea băncilor internaționale, dar să înțelegem aici foarte concret că nu înseamnă numai decât grant. În cea mai mare parte acestea vor fi sub formă de credite care sunt luate astăzi pentru a fi rambursate mai târziu. Și aici aș pune foarte bine sau foarte clar întrebarea: ce vom face în epoca post-liberală sau în epoca post-chirtoacă, pentru că se adună o serie întreagă de probleme care le vor rezolva sau va trebui să le rezolve generațiile următoare. Și este foarte greu să obținem informația de la direcțiile primăriei, de la primărie chiar ca specialiști, pentru că discutăm de foarte multe ori în limbi diferite. Oamenii de acolo nu sunt poate capabili sau nu au dorința de a răspunde în termeni economici, în termeni foarte clari, și se eschivează. Spre exemplu, doar ca exemplu să aduc proiectul de renovare a străzilor prin care s-au refăcut pe anumite intersecții semafoarele. Deci un proiect foarte tăinuit de primărie și nici până astăzi nu au făcut publice anumite cifre, dar din anumite cifre care s-au scurs către public, observăm că pentru o intersecție unde sunt 3-4 semafoare, deci s-au cheltuit circa 950.000 de lei, deci aproape 1 milion de lei pentru semafoare, pe când observăm că aceleași produse, deci ca de la Semafor Service sau de la alte companii care au mai făcut, costă de 3-4 ori mai ieftin cu tot cu lucrări și chiar dacă sunt cele mai moderne LED și nu știu de care. Deci observăm că sunt surse foarte clare de lapidări și nu doar acestea sunt doar niște frânturi de informații care s-au scurs. Este, în primul rând, trebuie să facem regulă cu transparența decizională, transparența acestor cheltuieli. Iată, aici vroiam să ajungem. Domnul Onișcenco, vă rog să vă pronunțați pe marginea Direcției Finanțe și a Transparenței de acolo. Până la urmă, dumneavoastră, în calitate de consilier, aveți dreptul a cere, iau în ghilimele de rigoare, să se treacă la tablă, da? Să se aducă unele explicații. Totuși, ce se întâmplă acolo? A plecat doamna Herța? Ce are loc? Deci, cu privire la plecarea doamnei Herță, vreau să spun că din start plecarea ei prin detașare din funcție și aplicat la apă canal este una ilegală, deoarece conform prevederilor legale funcționarul public nu poate să detașeze din funcție șef de direcție și să plece pe formulă de detașere într-o societate pe acțiuni. Este o încălcare gravă și pe acest articol deja cancelarea, Oficiul Teritorial Cancelarului de Stat a depus o cerere de chemare în judecată în privința acestei ilegalități. Nu vă dați seama câte acțiuni în judecată sunt pornite împotriva dispozițiilor ilegale emise în cadrul primăriei. Ilegalitatea una peste alta. Practic sute de dosare care contestă toate ilegalitățile comise de echipa de lui Chirtoacă. Și cu părere de rău vreau să confirm faptul și că într-o țară normală, civilizată, haideți să vorbim așa real, mai ales europeană, dacă orice edilă capitale, orice edilă unui oraș cu atâtea încălcări, cu atâtea dosare penale, de multe
nu avea să, ce să facă la funcția dată. De mult avea să fie eliberat și atras la răspundere. Dacă noi, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, când am solicitat de la Direcția Finanțe, ca să ne reprezintă, era luna septembrie și vă dați seama, Direcția Finanțe încă nu a pregătit raportul privind executarea bugetului la 6 luni. În luna septembrie, începutul octombrie. Și când noi am solicitat informații, aceste informații se ascund. Dar știți de ce se ascund? Ca să nu putem influența asupra celor ilegalități care le comit. Iacă eu acum chiar și am luat proiectul bugetului. Uitați-vă câte contracte de credit sunt luate de către primăria municipiului Chișinău, de 10 de milioane de euro. Și niciun contract de credit dintre acestea, care acum a venit primăria către Consiliu să prevedem surse financiare pentru acoperirea acestor datorii, nu a fost aprobat de către Consiliul Municipal Chișinău, așa cum scrie legea. Orice credit, orice obligațiune financiară care împrumută, și asumă municipalitatea, trebuie să fie aprobat categoric de către Consiliul Municipal Chișinău. Niciuna. Și atunci, pe noi, practic, ne pune sub faptul că la ziua de azi, municipalitatea se înnădușe de aceste datorii, care 10 de milioane de euro sunt împrumutate. În spatele nostru, chiar acum și vedem, asamblarea troleibuzelor, aici este un credit, uitați-vă, de 656.000 de euro, încheiat pe data de 22 decembrie 2015, către primăria și direcția transport electric. Noi nu suntem la curent. Cine le-a dat împuternicire să împrumute aceste bani? Și când examinăm situația, că conform acestui proiect de asamblare acestor troleibuze, un troleibuz asamblat, chipurile trebuie să fie mai ieftin, ne costă în jur la 150-160 de mii de euro, când poți în Belarusia să-l iei de la o zină cu 120-125 maxim. Adică acea idee de asamblare care trebuie să fie mai ieftină, mai accesibilă pentru municipalitatea, practic s-a transformat într-o spălare și îmbogățire de bani. Domnule Ungureanu, haideți să vorbim despre datorii și am aici cifrele în față pentru rambursarea împrumuturilor externe pentru anul 2017. Se prevăd mijloace de 123 de milioane de lei. Cât de reale sunt ele? În contextul în care spuneați că datoriile continuă să crească? Da, aceste datorii continuă să crească și ele cresc, cum am spus, din diferite scheme care sunt aplicate acum în cadrul primăriei. Dacă să vorbim aceste surse creditare, da, care le-ați menționat, în mare parte ele sunt preconizate a proveni dintr-un credit care primăria l-a semnat sau l-a contractat, pentru că este greu acum de spus statutul juridic, da, pentru că acestea nu sunt aprobate de către Consiliul Municipal și cum va decurge mai departe, dar anume din acea linie creditară care vine din partea BERD și BI. Este o inițiativă bună a acestor două bănci internaționale care finanțează eficiența energetică. Dar este o altă întrebare în mâinile cui aceasta ajunge și cum este folosită pe loc în Republica Moldova. Când din acel credit sau acel proiect care l-a semnat cu mare fast primarul de Chișinău, Dorin Chertoacă, a rezultat că izolarea termică sau anumite lucrări care vor fi petrecute la acele obiecte, acele clădiri care au fost selectate, costă de circa 1 milion de lei la fiecare obiect unde este o anumită suprafață, deci sunt anumite lucruri care sunt date pe suprafață. Deci dacă să împărțim pe suprafață de perete izolat, este de 3-4 ori mai mult decât acele care sunt date în diviziile din Republica Moldova. Deci aici iarăși apar anumite semne de întrebare. Unde se duc acești bani și de ce iarăși sunt cheltuiți mai mult decât trebuie? Domnule Ungureanu, se face o estimare de către specialiștii independenți a costului, chiar în raport cu ceea ce spuneți dumneavoastră, până la urmă are loc o consultare cu societatea civilă, precum consider că ar fi firesc? Deci să vă spun care este situația cu consultările civile. Chiar vă rog. De cele mai multe ori, consultările care trebuie să le petreacă conform legii, că există legea transparenței care obligă la anumite termene, deci ca să se petreacă acestea și în anumite condiții. Deci aceste consultări au loc doar pe probleme minore,
doar pe niște probleme care, bine, practic nu afectează treburile mari ale primăriei și pentru treburile care sunt mai importante, pentru acele subiecte care țin de creditare, de finanțare, sau nu se petrec deloc asemenea discuții și, deci, în rezultat, nu sunt prezentate documente pentru ca să petreacă anumite dezbateri publice, specialiștii trebuie să primească cel puțin 2 săptămâni înainte, 15 zile prevede legea, să primească toată documentația necesară, să fie informați, să fie stabilit persoana responsabilă de acele. Dar sau de cele mai mult nu se petrece deloc, sau dacă se petrece cu o zi înainte, cu o zi sau maxim două înainte, se pune pe site-ul primăriei acea informație necesară, astfel încât nimeni nu este informat, nimeni nu reușește să afle care este informațiile necesare și nici nu se pune informația completă. Mie chiar îmi pare rău, nu știu, aș fi vrut să vină cineva din partea primăriei sau din partea colegilor liberali. Noi am dat curs invitații sau am solicitat prezența colegilor din fracțiunea liberală, cu părere de rău, ca nu ne-au onorat cu prezența. Și... Într-adevăr, încercam să aflăm și punctul lor de vedere. Până la urmă, asta este situația. Se joacă de astruțul. Nu putem să fugim de fiecare dată de acest timp, pentru că întrebările date vor apărea. Și haideți să ne uităm la situația în România, când anumiți funcționari publici au fost trași la răspundere chiar după 10 ani, după 15 ani, după ce au făcut anumite ilegalități. Ei nu trebuie să uite acest lucru, pentru că se poate petrece și anumite. Toate documentele astea se vor păstra. Domnule Onișcenco, vreau să deschidem parantezele asupra modului în care se consultă societatea civilă și dacă se ține cont până la urmă de sugestiile reprezentanților. Eu vreau să spun că nu doar că nu se consultă societatea civilă, dar se ascunde informația și este îngrădit accesul la informația pentru consilierii socialiști. Vreau să spun că noi ne confruntăm cu aceste probleme, că informația se ascunde intenționat, deoarece își dau seama, dacă noi la timp intrăm în posesie informației care este actuală, atunci automat organele speciale, cum este Procuratura, Ministerul de Interne și CNA, o să aibă de lucru foarte mult. Practic, ei și așa au de lucru. Practic, eu vreau să vă spun că toată gașca asta liberală care este azi în primărie are o imunitate parlamentară a partidului său. Și atâta timp cât Mihai Ghimpu va sta la conducere în Parlament și de voturile lui o să depinde coaliția majoritară, nu va fi ordine în primărie și în municipiul Chișinău niciodată. Deoarece orice tentativă a noastră să facem ordine, să aducem transparență, să atragem la răspundere persoanele vinovate, ajunge la aceea că dosarele se mașinalizează, persoanele responsabile din organe competente nu își dau seama și arată că vine ordine de acolo să nu le face nimic. Și iar că asta este realitatea și este una dură, cu părere de rău, la noi în Moldova, legea nu este aplicabilă pentru toți. Dacă ești la partid, la guvernare, înseamnă că ai imunitate de la răspundere penală, ai imunitate de la răspundere în fața legii. Dar asta nu este normal. Dacă coaliția asta, pretinde că este una europeană, atunci ei trebuie să fie egal față de lege, dar nu doar cei care se află în opoziție. Practic, vedem că cei care în opoziție au și dosare penale, sunt maltratați și persecutați. Dar nu vedem niciunul de reprezentanți din coaliția de guvernare, din Parlament. Domnule Ungureanu, ținând cont de datele pe care le-am enunțat un pic mai devreme, se poate întâmpla că în anul 2017 să nu avem mijloace financiare la sectorul reparației capitale? Care sunt pronosticurile? Probabilitatea este foarte mare pentru a se întâmpla acest lucru. Iarăși se va aplica o schemă care a mai fost aplicată, că se va veni în fața Consiliului Municipal cu o situație, deci, la limită, prin care se pune în fața Consiliului, uitați-vă, ori luăm acum un credit fără a se examina necesitatea lui, consecințele acestuia și toate aspectele legate de acesta, deoarece nu vom putea plăti, spre exemplu, salariile educatorilor, profesorilor și așa mai departe. Deci se va pune într-o anumită situație la limită în care vor trebui să facă ceva. Deci cred că iarăși se va juca acest joc, iarăși primăria și echipa primăriei
primăriei va aștepta, nu va încerca să rezolve aceste probleme, ci va aștepta pe o nouă oportunitate de asemenea care va apărea probabil și vor lua iarăși vor intra într-o anumite datorii. Deci lucrurile acestea, iarăși am spus că sunt niște scheme care nu ne fac deloc onoare și chiar și pentru acele instituții finanțatoare internaționale, când observă asemenea lucruri că banii luați nu sunt folosiți la subiect. Corect, nu sunt gestionați corect. Și nici preluarea acestora nu este corectă, este cu anumite tergiversări, iarăși nu ne face deloc onoare. Și peste un anumit timp acest lucru va ieși sau cel puțin ne vor da anumite în credite, ne vor da în anumite condiții deloc favorabile nouă, deloc favorabile Republicii Moldova, deoarece știu că nimeni nu va analiza acest lucru, nimeni nu va analiza care sunt procentele, care este durata de rambursare acestea. Deci foarte multe condiții care sunt importante până la urmă. Rămânem în albe aceste întrebări. Da. Problema între ce că credite la ziua de azi, primarul Chirtoacă le atrage singur, de sine statător, fără implicarea și informarea Consiliului Municipal Chișinău. Practic, ceea ce nu este normal. Dacă Consiliul Municipal Chișinău, conform legislației în vigoare, este organul responsabil de gestionarea bugetului municipal, dar Chirtoacă își permite să atragă credite de sute de milioane de lei fără să primească acord din partea Consiliului, fără să informeze Consiliul Municipal despre credite atrase. Și la acest capitol noi am intenționat nu odată colegii noștri din Consiliul Municipal Chișinău, fiindcă la anexa bugetului, când va fi în lectura a doua, deci eu o găsit o șmecherie. Care este șmecherie? Deci examinează bugetul o zi, două, trei, când toți deja obosesc. Dar la urmă este procura care permite primarului general să atragă credite și să facă rambursarea și să facă redirecționarea banilor publici la discreția sa. Și că aici e ascuns toată măgăria, deoarece conform acestei împuterniciri care este bagată de sub masă, deci Dorin Chirtoacă și echipa sa se folosesc pentru transforma banii publici în banii Partidului Liberal. Acord aceeași întrebare pe care i-am adresat-o domnului Ungureanu. Ce facem cu reparațiile capitale pentru anul 2017? Vom bate pasul pe loc? Deci cu reparații capitale este o problemă foarte stringentă care necesită a fi soluționată în mod de urgență. Dar vedeți care e problema? Problema între cei că primăria la ziua de azi s-a transformat într-un organ foarte ineficient. Chiar și dacă se luăm la capitol de reparație în domeniul locativ comunal. La noi în municipiul Chișinău sunt peste 26, aproape 30 întreprinderi municipale, care fiecare cu șef, cu o mașină la scară, cu oficiu, niște cheltuieli enorme în care consumă pierderi de milioane de lei întreținerea acestui aparat. Ca până la urmă să ne trezim că ei permanent se plâng că nu ajung bani pentru reparație. Deci fracțiunea Partidului Socialist vine cu soluții de optimizare a acestui aparat birocratic ca să facem unul eficient, operativ și la același timp costurile de întreținere acestor funcționari să fie normale. Și de aceea noi vom propune pe viitor o reformă în domeniul locativ comunal, ca alocările care oamenii așteaptă, fiindcă și iarăși aici oamenii plătesc serviciul comunal, plătesc pentru deservirea blocului, plătesc pentru jet termic. Oamenii așteaptă o calitate a serviciilor. Oamenii așteaptă ca municipalitatea să vină cu niște programe foarte clare, bine chipzuite și să ridică calitatea vieții în orașul Chișinău. Ceea ce nu vedem la ziua de azi. De aceea noi vom veni cu niște proiecte concrete în acest domeniu ca să ameliorăm situația. Dar în același timp vreau să vă spun că primăria municipiului Chișinău a pornit sute de proiecte la care au fost alocați banii publici și până la urmă nu au fost finisate. Chiar la Direcția Construcției Capitale, când am examinat, peste 600 de obiective unde au fost alocați bani, sute de milioane de lei, se dă start investiției
nu se duce până la capăt această investiție, banii, obiectivul nu este înghețat cum este prevăzut conform normelor în domeniul construcțiilor, banii sunt pierduți. Și acestea 600 de obiective nefinalizate stau în spatele municipalității ca niște bani cheltuiți pur și simplu ineficient și în mod fraudulos și banditesc. Și degradează. Degradează totalmente. Vor fi vândute da, pe preț mic. Totalmente. Ia ca care este abordarea. Domnule Ungureanu, eu aici vroiam să ajungem. Spuneți-mi, rog, nu există un plan de activitate atunci când vorbim despre repartizarea cu atât mai mult a mijloacelor financiare? Pentru că fiecare sector urmează să primească ceva. Am menționat și astăzi în cadrul acestei emisiuni că uneori se redirecționează banii publici dintr-un sector în altul. E firesc să se întâmple așa? Și de ce nu se face un control asupra activității anului precedent? Deci toate aceste întrebări își au o rădăcină, vom trece la fiecare, dar da, în ineficiența aparatului primării, în ineficiența lucrurilor și neprofesionalismul cu care se abordează. Deci foarte multe lucruri, chiar fiecare din acest transfer de bani care are loc de la o direcție la alta, de la un anumit plan inițial la un alt plan, trebuie să fie făcut foarte riguros, cu o argumentare concretă, nu doar politică, ca așa, dar și economică și tehnică, deci foarte concret pentru de ce se face acest lucru și numai decât consultare cu publicul. Lucrurile acestea nu au loc, pentru că la fiecare din aceste lucruri ar trebui să se pună efort, efort intelectual, efort tehnic, pentru ca să explici de ce banii de pe o anumită linie bugetară trebuie să fie direcționate pe o altă linie bugetară. Lucrurile acestea, nu, după cum am spus, nu au avut loc. Iar la moment, ca să vedem unde trebuie să ajungem, trebuie să avem o strategie economică. Nu avem nicio strategie economică stabilită pentru o perioadă, cel puțin 5 ani, 10 ani, pentru municipiul Chișinău, în care se spun niște ținte foarte clare, niște indicatori care pot fi controlați, pentru care să se lucreze, să se consulte cu specialiști, pentru că hai să înțelegem foarte clar că imediat ce va fi pus o strategie de aceea economică, calitativă, scrisă împreună cu experții naționali, internaționali, deci împreună cu societatea civilă, vor fi puși niște indicatori și imediat se va observa care este nota care va primi primărie, pentru că pentru fiecare în această linie și fiecare țintă care își va pune, pentru că o strategie economică are și o serie întreagă de ținte, obiective și neatingerea acestor obiective sau neparcurgerea anumitor jaloane, deci care se pun pentru, până la atingerea acestui obiectiv de 20-30%, deci sunt anumiți indicatori care vor fi puși, asta va însemna o notă negativă primăriei. Asta imediat, deci nu va mai fi doar cum spun ei, un discurs politic sau cineva din opoziție spune că este așa sau este pe dincolo, dar vor fi cifre clare, cifre seci, care vor spune cât de eficient este aparatul primăriei și atunci nu vom mai putea vorbi despre anumite tancuri care vin de pe lună sau nu știu de unde și trebuie să votăm cu o anumită direcție sau cu alta. Deci eu la asta aș vrea să ajungem, ca societatea noastră, experții care sunt la noi, oamenii, să înțeleagă că pe dincolo de jocurile politice, trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să avem o abordare profesionistă la asupra banilor, asupra bugetului și unde ne ducem. Și asemenea lucruri, precum degradează anumite obiective importante, care sunt ale primăriei, în care s-au băgat bani și acum acestea nu aduc niciun profit. Banii acestea, practic, putem să considera pierduți. Apă canal, care nu face decât să aducă iarăși pierderi și nu... Deci cel mai grav lucru, că nu îi scălește contracte separate cu fiecare dintre locatari, cu fiecare din persoană, consumator. Pentru că aceasta iarăși iar impune la transparență. Am ști care sunt pierderile normative, care sunt pierderile care nu au dreptul. Deci omul de astăzi care consumă la apartament, sunt, știu cazuri, 2-3 cuburi de apă, îi se mai adaugă încă cam pe atâta sau chiar și mai mult, încă pentru anumite pierderi care nu sunt. Deci, haideți să vedem, oameni buni, deci care este sursa acestora, nu există nicio transparență. Deci asta este doar o mică parte din problemele care noi putem astăzi să le abordăm. Domnule Onișcencu, regia ne spune că mai avem 2 minute la dispoziție. Vreau să aflu pe final de emisiune. Există premize reale să credem că bugetul va fi adoptat în viitorul apropiat, în viitoarele 2 săptămâni, o lună, hai să zicem? Deci, și cât de transparent va fi chestia asta? Deci noi mâine avem ședința Consiliului Municipal Chișinău. Sub numărul 2 este chestiunea cu privire la aprobarea bugetului în prima lectură de către Consiliul Municipal Chișinău. Evident că fracțiunea noastră, și anume Partidul Socialiștilor, va pune niște cerințe foarte clare și severe față de proiectul de bugetului pe anul 2017. Și dacă toate propunerile noastre vor fi susținute, atunci și noi vom vota pentru acest buget. Deoarece nu putem noi face parte la acel dezmeț care are loc astăzi în municipiul Chișinău. Dar în același moment, deci, noi considerăm că bugetul trebuie să fie votat la timp,
Deci bugetul într-a doua lectură, când deja aprobarea integrală a bugetului cu toate documentele regulatorii, cu toate anexele, investițiile în capitale și altele, cred că vom ajunge în luna martie că va fi aprobat într-a doua lectură. Mai degrabă nu cred că va fi aprobat, dar pe viitor vom cere la transparență, în primul rând la transparență cheltuirii banilor publici. Anume la acest capitol sunt restanțe foarte mari și încălcări foarte grave legislației în vigoare. Deoarece banii ăștia a tuturor chișinăuienilor și toți locuitorii trebuie foarte clar să știe pentru ce s-a cheltuit fiecare leu, unde s-a municipatea le-a investit banii care i-au plătit impozite din salarii și din veniturile sale. Și acest lucru, responsabilitatea față de locuitorii capitale, față de alegătorii până la urmă, trebuie să deprindem aceste principii de transparență decizională pentru toți. Domnule Ungureanu, scurt, spuneți-mi, vă rog, sunt domenii prioritare pentru anul 2017 unde ar urma să fie alocată o sumă mai mare de bani pentru ca să soluționăm acele probleme cu care ne confruntăm în fiecare, nu știu, sezon rece și așa mai departe, ca pe parcurs să putem merge mult mai lesne? Da, asemenea domenii sunt, acestea ar fi domeniile de infrastructură, ci țin de sectorul termoenergetic, sectorul de alimentare cu apă și sectorul electric. Deci lucrurile acestea trebuie foarte bine puse la punct și atunci vom rezolva problema cu pierderile acestea sau dacă chiar și vor fi doar cele normate și vom putea fi transparenți în fața oamenilor să știm exact ce cheltuim și unde putem să rezolvăm aceste situații apărute. Domnule Onișcencu, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii ca să analizăm poate și bugetul deja aprobat într-o perioadă relativ mai scurtă. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de întreaga echipă.